În acest video, site-ul Pescar Mehedințeanu o să vă prezinte o modalitate simplă de confecționare a plutelor Wagler, plute care, după cum bine știți, sunt utilizate la montura cu plută culisant. Materialul pe care îl voi folosi în continuare este trestia uscată. Acest snop a fost recoltat de mine de pe o baltă din apropiere acum câteva zile. Le-am tăiat la bază trestiile cu ajutorul acestui clește. Am luat vreo 10 bucăți ca să am mai multe grosimi, lungimi, că segmentele nu sunt identice. Inițial le-am scurtat la o dimensiune de 40-50 de centimetri folosind un cutter ca să poată fi mai ușor transportate. După ce am ajuns acasă, am îndepărtat frunzulițele astea de pe ele, au niște frunzulițe uscate, care pur și simplu le prindeți așa cu toată mâna, le răsuciți înainte și înapoi de vreo două ori și apoi le extrageți frumos. Rămâne trestia curată. Faceți chestia asta pentru fiecare bucată. Și în felul ăsta o să vedeți mai clar punctul de legătură sau nodul dintre două tronsoane. Tăierea se va face în dreptul nodurilor cu ajutorul cutterului, pur și simplu rulând în față și în spate cutterul. Așa. Și numai dacă este nevoie, mai apăsați așa ușor cu el pe tăietură și îl treceți așa încă o dată, dar fără să apăsați prea tare ca să nu crăpați, să nu spargeți cumva trestia. Iar apoi ea pocnește foarte frumos exact în dreptul ăla. Înainte de a trece mai departe la confecționarea efectivă a plutelor, verificați fiecare tronson să fie cât de drept posibil, pentru că nu toate sunt perfect drepte. Deci să fie drept pe lungime și să aibă o secțiune rotundă. În același timp, în timp ce verificați secțiunea, pipăiți-l așa și strângeți ușor între buricele degetelor ca să vedeți dacă vi se pare suficient de rezistent, că e posibil ca unele tronsoane să fie mai slăbuți, așa. În general, cele de la bază sunt mai groase și mai lungi, cum e ăsta, și țeapăn, deci e foarte rezistent, eu nu pot să-l zdrobesc cu degetele. Ăsta e un segment intermediar, iar ăsta e un segment mai de vârf, așa. Ăsta e mai subțirel, dar și ăstea pot să fie destul de rezistente. Deci le selectați, le sortați, de-aia e bine să luați mai multe trestii atunci când faceți pe baltă. Așa, ce vreau să vă zic. Deci, folosind chestia asta, că segmentele sunt cumva în scară, puteți confecționa o grămadă de tipuri de waglere. Acum nu o să vă arăt cum se face fiecare tip în parte, dar o să vă arăt unul și o să înțelegeți. Puteți să faceți un wagler simplu, dintr-o singură bucată. Așa, puteți să faceți un wagler în trepte, în două trepte. Pur și simplu căutați bucățile care intră una într-alta, fără să fie forțate, deci trebuie să intre cumva lejer și să aibă un joc cât de mic. Asta ar putea fi un wagler în două trepte. Sau eu știu chiar și waglere în trei trepte, dacă reușiți să le potriviți bine așa. Asta e un segment dintr-un tronson de la bază, vedeți? Deci ele pot fi tăiate după ce le-am sortat și le-am ales, nu numai la cioturi, la noduri, pardon. Pot fi tăiate și pe undeva pe la mijloc, dacă vă convine, dar totul se face cu răbdare prin mișcarea asta de rulare înainte și înapoi, ca să nu spargeți trestia. Deci, ce ziceam de asta? Deci un wagler în două trepte v-am arătat, sau chiar în trei trepte, dacă folosim un tubuleț din ăsta de la bețișoare școlare, pe care îl înfigem aici ca antenă. Sau dacă vă mai aduceți aminte de filmul în care v-a arătat cum se confecționează plutele clasice, puteți să faceți chiar și un corp de spumă cu o gaură suficient de mare pentru un wagler de ăsta simplu, pe care să-l introduceți peste și obțineți un wagler drept cu corp, dacă vreți o plută scurtă cu portanță mare. Fiecare poate să aleagă, deci sunt multe, multe, multe posibilități. După cum ați văzut, ca antene pot fi folosite atât bețișoare de plastic luate din punga cu bețișoare școlare. Au avantajul că sunt flexibile, ia uitați cum se îndoaie, au tot soiul de culori, nu trebuie vopsite, deci mie mi se par avantajoase, mă rog. Dar dacă nu vă convine, puteți să utilizați în loc bețe de bambus, așa, ăsta e un băț de frigărui, are vreo 4 mm în diametru, ăsta e un băț de bambus de la un joc pe care l-am găsit prin magazin,
Ăsta e ceva mai subțire, are vreo 3 în diametru, 3 jumate chiar. Și asta e o scobitoare de bambus, la fel poate fi folosită ca antenă. Ideea este că atunci când alegeți antena, căutați să intre cumva presat, dar ușor, deci să nu forțați în tubul de trestie, că practic corpul trestiei e ca un tub, ia uitați că se vede aici, așa de să intre cumva presat, dar la limită, așa ca să nu spargeți trestia. Bineînțeles, aceste antene urmează să fie lipite. Dacă utilizați bambus, nu contează ce lipici folosiți, deci puteți să folosiți superglu. Superglu, în schimb, nu funcționează la plastic, pentru că am sesizat că după o perioadă îl face așa ca sand și vă puteți trezi cu antena ruptă. Și ar fi păcat. Așa că dacă utilizați plastic, vă recomand să lipiți cu poxipol. Bun. Acum, după ce v-am dat toate informațiile, o să confecționăm o plută de la cap la coadă ca să vedeți cum se face. Pentru demonstrație voi confecționa un wagler simplu. Am și ales deja o bucată, un tronson de trestie. Nici prea gros, nici prea subțire, nici prea lung, nici prea scurt, ca să zic așa. E destul de rezistent la mână, eu nu simt nicio elasticitate în material. Deci pare în regulă. Antena va fi această bucățică de acest tub de plastic, așa. Inițial îl voi lăsa la lungimea lui originală, după aceea o să-l scurtez cât o să fie nevoie. Am testat ca să intre puțin forțat în trestie și acum urmează să lipim cu poxipol. După ce antena s-a lipit, va trebui în continuare să-i confecționăm un ochet pentru fixarea pe linie. Acest ochet, pe care îl vedeți aici, este un ochet simplu, nu are picioarele răsucite, așa, sper că se vede. Este făcut dintr-o sârmă de nichelină, asta de aici. Grosimea sârmei este de 0,35-0,4 mm. Rezistența asta, pe care am luat-o de la magazin, au zis vânzătoarele, care e de 1500 de W, dacă vă ajută cu ceva. Așa, pe lângă ochet vă mai trebuie un tubuleț de plastic, lungimea 3,5 cm, două scobitori de bambus, care înainte să le folosiți va trebui să le subțiați în așa fel încât să intre puțin presat în tub. Așa, bineînțeles, poxipol, ăsta de aici, ăștia sunt componentele poxipolului, care atât timp când nu sunt amestecate, nu fac nimic, stau acolo bine, mersi. Și o să vă zic ce o să fac și pe urmă o să fac. Deci pur și simplu se introduce ochetul ăsta de sârmă de ochetul de sârmă se introduce în tub. Pe urmă se presează folosind una dintre scobitori. Așa. Iar apoi în capătul celălalt se astupă tubul folosind cea de-a doua scobitoare. Bineînțeles, urmează ca astea bucățile astea să fie tăiate. După ce inelul de fixare s-a uscat, va trebui să fixăm acest tub în interiorul trestiei. Aici fac o scurtă pauză să vă zic că tubul l-am lăsat intențional la lungimea de 3,5 cm. Pentru că acest lucru ne va fi de folos un pic mai încolo, o să vedeți de ce. Așa, acum problema care a apărut în punctul ăsta a fost că diametrul tubului de plastic este mai mic decât diametrul trestii și asta e o trestie subțirică. Soluția pe care am găsit-o eu și care a funcționat a fost să iau o bucată de hârtie pe care să o înfășor peste tubul de plastic, cât de strâns, ușor așa cu grijă, înfășura strâns. A început, puneți mai multă hârtie, dați jos din ea dacă vedeți că e prea multă, în așa fel ca tubul să intre cumva puțin presat peste hârtia asta. Când introduceți tubul, nu uitați să răsuciți în sensul de rotație al hârtiei, ca să nu o desfaceți. După ce v-ați hotărât asupra lungimii cât intră înăuntru și cât iasă, eu vă sfătuiesc să lăsați mai mult în afară, să lăsați cam un centimetru și jumătate. Excesul ăsta de hârtie de aici, după ce totul va fi lipit cu poxipol, o să-l tăiem cu cutterul și nu va mai fi o problemă, o să vedeți.
Așa, asta e soluția pentru tuburile de trestie subțiri. În cazul că vreți să faceți un wagler în trepte și aveți la bază un tronson mai gros cum e ăsta, puteți să folosiți următorul truc. Folosiți inițial un tub de trestie scurt care intră în tubul ăsta gros, se vede aici, și de-abia după aia veniți cu plasticul și cu hârtie. Deci e o chestie simplă. Înainte de finalizarea plutei, nu uitați să scufundați pluta cu totul într-un borcan cu apă sau într-o sticlă și suflați pe antenă. Această antenă încă nu e scurtată, de-aia am lăsat-o așa liberă. Suflați pe ea ca să vedeți dacă iasă bule de aer pe undeva, ca să vă convingeți că pluta e etanșă. Așa, după ce ați făcut chestia asta, o scurtați la lungimea care doriți antena. Eu știu, cred că atâta e suficient. Așa. Bineînțeles, nu uitați să o etanșați cu ajutorul aceleiași scobitori de bambus. Așa. Puneți puțin poxic acolo, împănați acolo. Foarte bine. Tăiați apoi această scobitoare, că nu aveți nevoie de ea. Așa. Ce vreau să vă mai spun, vopsirea plutei poate fi făcută cu absolut orice fel de vopsea, deci nu contează, nimic nu atacă. Trestia poate rămâne și nevopsită, pentru că până la urmă trestia e un material care rezistă la apă, nu are nicio treabă, dar așa ca să-i dați culorile care doriți dumneavoastră. Și acum să vă zic de ce am lăsat special tubul ăsta mai lung. În cazul că doriți să faceți o plută lestată, luați o bucată de fludor, pe care pur și simplu o înfășurați spiră lângă spiră în partea asta de jos aici, atâta cât considerați dumneavoastră acolo că doriți să fie lestu, eu știu, un gram, o jumătate de gram, fiecare cât vrea. Tăiați bucata, bineînțeles, o strângeți frumos cu un clește și nu uitați să lipiți cu poxipol, bineînțeles, ca să nu alunece de aici. Ei, o potriviți dumneavoastră așa frumos, așa. Și cam asta e. Vă doresc fir întins, vizitați site-ul pe Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.